Gata, primul meci. Am jucat cu Anglia și am pierdut tare rău, pentru că am jucat destul de slab, am jucat mai slab decât media jocurilor noastre. Nu-i fain să pierd deloc și nici nu cred că important e să participi. Suntem și noi câteodată dezamăgiți și câteodată ni se pare că parcă nu se văd suficient de mari progrese după atâția ani de curling, însă câteodată din povește cu ceilalți curleri, când ne dăm seama că ei joacă de 2-3 ori pe săptămână, de 10-15 ani și se antrenează intens, îmi dau seama că poate ne dorim prea mult în prea puțin timp. Urmează să avem o sesiune de antrenament, 10 minute, contează și alea 10 minute și gata prima zi, pe mâine.